probleme de sănătate pentru o concurentă de la Survivor România All Stars. Andreea Tonciu și Jador fac deja show în Dominicană. Survivor România All Stars 2024 a început. Primul episod al reality show-ului a venit cu surprize pentru telespectatori. Nu s-a dat startul celei din tâi probe, că uneia dintre concurente i s-a făcut rău. Andreea Tonciu și Jador sunt în stare maximă. Au făcut deja show în Dominicană. S-a dat startul Survivor România All Stars 2024. Marți seară, 16 ianuarie, s-a dat start sezonului Survivor România All Stars 2024. Concurenții din ambele tabere jucătoare s-au descins pe plajă, unde au fost întâmpinați de Daniel Pavel. I s-a făcut rău. Chiar înainte de a începe prima probă, concurenții au ajuns nerăbdătorii și plini de energie pozitivă pe plaja din Republica Dominicană, unde au fost așteptați de prezentatorul reality show-ului difuzat de Pro TV, Daniel Pavel. Un nou sezon, regul noi, iar acest sezon are o mulțime de surprize pentru concurenți. Ei vor lupta pentru a arăta că au ce trebuie să câștige sezonul suprem, a transmis Daniel Pavel, fără a ști însă că la scurt timp urma ca unei concurente să îi se facă rău. Probleme de sănătate pentru Lola Crudu, pe plajă. Lola Crudu a fost una dintre vedetele care au fost determinate să spună câteva cuvinte despre participarea la reality show-ul difuzat de ProTV. Nu a reușit să spună tot ce avea în gând însă, fiindcă a fost nevoie să se așeze pe plajă, în încercarea de a-și reveni. Au fost semnalate probleme de sănătate în cazul Lolei Crudu, din cauza condițiilor din Republica Dominicană. O doamnă doctor, care îl înlocuiește pe tata Teo, medicul din sezoanele anterioare, a intervenit și a preluat concurenta pentru a-i oferi îngrijiri de specialitate. Critici la adresa concurentei, încă din prima ediție. Este cel mai greu să lucrezi cu oamenii și să fii printre oameni, au fost vorbele concurentei, înainte de a ceda sub soarele arzător din Republica Dominicană publicul spectator nu pare că a primit foarte bine vestea potrivit căreia concurenta a fost afectată de condițiile din concurs. Chiar înainte de a se da startul primei probe, utilizatorii online au criticat-o pe Crudu, susținând că ar fi trebuit să stea acasă, dacă știa că este atât de sensibilă. Andreea Tonciu și Jador, show în Dominicană. În altă ordine de idei, concurenții par în general bine dispuși și plini de viață. Andreea Tonciu și-a făcut reclamă la picioare încă din momentul în care a ajuns în Republica Dominicană, susținând că picioarele sale pot să pășească cu brio atât pe covorul roșu, cât și prin junglă, unde este supusă provocărilor. Jador și-a manifestat credința în Dumnezeu în introducerea în concursul difuzat de Proteve. Ba chiar l-a luat în brațe și a mărturisit lui Alex Telea că nu îl va omor. Așa cum avea de gând, pentru că s-a declarat fan al melodiilor sale. Elena Ionescu a fost pupată de mai mulți colegi.